Sunt Marius Țuglescu și vă invit să urmăriți emisiunea matinal Fii Antenă la Antena 3 Vâlcea. Nu e nimic de demonstrat în viața asta, ci doar de dăruit și de trăit frumos. Bună dimineața! Mădălina Mitu în această dimineață, oameni buni și matinali, astăzi ne vizitează vâlceanca noastră dintr-o zonă frumoasă, mai exact din Vaideeni. Revine pe la noi solista proaspăt măritată, Mădălina Popescu. Bună dimineața, draga mea! Bună dimineața, draga mea, și bine te-am regăsit. Iată că, uite, am reușit să ajung și eu într-un final la tine. Casă de piatră și cum e măritată! Cum să fie? Este la fel. Nimic schimbat, nu? Nimic schimbat, da, doar numele în acte mi s-a schimbat. Dar numele de scenă a rămas la fel. A rămas la fel, da. Mă dezmărturisesc că eu sunt cam adormită în dimineața aceasta, pentru că m-am trezit de la ora 3 și de la ora 3 până la ora 4 jumătate nu m-am mai luat somnul. Și la 4 jumătate m-a luat somnul și după m-am trezit la 5 jumătate, deci sunt foarte adormită, nu știu cum sunt cei de acasă. Vă așteptăm mesajele, dragii mei, pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea. De aia nu mai pot să pronunț bine nici numele meu. Se înțelege. Suntem Mădălina la Pătrat astăzi. Exact, da. Da, frumos nume. Părinții tăi de unde ți l-au... După cine te-au numit Mădălina? Sincer, după fata unui prieten. Serios? Da, din câte am înțeles și eu. Ok. Dar să spun așa, un mic secret care rămâne între noi și sper să nu vadă mama. Ok. Pe mine nu prea mă încântă numele Mădălina. Serios? Da. Mie îmi place. Da. Sincer. Mie chiar îmi place. Tot așa și pe mine m-au numit după numele fata moșilor mei, da, cei care m-au moșit. Da. Mădălina și de acolo numele. E un nume frumos. Mie îmi place. Mă dă Madi, sună bine. Mă obișnuiesc. Mă dă, da. Mai bine mă dă decât Mădălina. Da? Bun. Și bine, mă mai cheamă și Maria. Și soțul meu mai îmi zice și Mărie. Mărie. Dar așa, te tachinează, când, nu? Când îl supăr. Te tachinează, eram da, sigură. Draga mea, e că imediat vorbim de tine, cu ce noutăți ai mai venit, cum e să fii măritată și dacă să ne povestești pe unde ați petrecut luna de miere. Imediat vorbim despre toate acestea. Vreau să îi anunț eu pe cei de acasă și să le mulțumesc din suflet că ne urmăresc în fiecare dimineață și cu precădere vă așteptăm mesajele dumneavoastră și dacă aveți întrebări pentru invitata mea sau uitați urări de casă de piatră că tocmai ce s-a măritat nu de mult, de puțin timp. A trecut mult timp, mai Mădălina? Câteva luni? 5 luni. 5 luni. Da, ești proaspăt măritată și să le mulțumesc din suflet și celor de la Fashion For You pentru că mi-au asigurat ținuta din această dimineață. Îi găsiți pe www.fashionforyou.ro, de asemenea și pe Instagram și pe Facebook, dar și pe TikTok, pe toate rețelele de socializare. Vă puteți comanda ținute versatile, elegante. Eu știu, dacă vreți să ieșiți în oraș cu cineva, că toți suntem în luna iubirii, poate vreți să faceți un cadou acum de dragobete persoane iubite, dacă știți mărimile, intrați pe site-ul lor și dați comandă, nu veți regreta, au prețuri foarte bune. Și vreau să vă informez că mâine, doamnelor și domnilor, anunțăm în sfârșit câștigătorii, finaliștii la concursul de luna, pentru luna iubirii. Așa că mâine vedem locul 1, locul 2 și locul 3, cine a câștigat și mai cu seamă veți avea parte de o cină romantică, locul 2. Locul 1 va fi două nopți de cazare pe Transalpina la Popasul Regelui, iar locul 3 un tort mare în formă de inimă oferit de către patiseria Moga. Le mulțumim din suflet tuturor pentru că ne-au sponsorizat cu cele 3 premii consistente, iar dumneavoastră să vă bucurați din plin de aceste premii în 2, indiferent că este locul 1, locul 2 sau locul 3. Așa că mâine dimineață anunțăm câștigătorii, astăzi sper să se, nu știu, să vedem că sunt cam strânse locul 2 și locul 3, locul 1 cam s-a dus detașat față de locul 2 și locul 3, însă locul 2 și locul 3 sunt foarte strânse la vreo 2 like-uri diferență. Cred că astăzi se va schimba ceva, dar vom vedea.
Afară, dragii mei matinali, vremea este plăcută, doar 2 grade, cam friguț, dar este normal pentru această perioadă. Însă, pe parcursul zilei vom avea o maximă de 16 grade, aceasta va fi maxima, vom atinge 16 grade cu soare pe cer. Însă sunt curioasă pentru toate zonele județului nostru, 16 grade vom avea în Râmnicu-Vâlcea. Haideți să aflăm cum stăm pe toate zonele din județul nostru și revenim imediat în direct la matinal. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării cerul va fi variabil mai mult senin ziua, dar cu unele înnorări seara și noaptea. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 10 și minus 4 grade, Masivul Cozia între minus 7 și 1 grad, Horezul între 0 și 10 grade, Brezoi între 0 și 11 grade, Voineasa între minus 1 și 6 grade, Câineni între 1 și 9 grade, Băile Govora între 1 și 11 grade, Olănești între 0 și 9 grade, Călimănești între 0 și 11 grade, Drăgășani între 2 și 13 grade, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 1 și 13 grade Celsius. Da, mulțumim frumos pentru vremea prezentată, dragii mei matinali. Vă spuneam la început de ediție matinală, în cazul în care ați deschis televizoarele puțin mai târziu sau telefoanele, că suntem live și pe rețelele de socializare, mai exact pe Facebook. Alături de mine este vâlceanca noastră dintr-o zonă frumoasă, vai de eni, Mădălina Popescu, cu nume de domnișoară, acesta este numele de scenă. S-a măritat și imediat o să ne povestească mai multe despre ea. Mădălina, să știi că am uitat ce zodie ești și dacă pui așa accent pe astrologie, pe planete, pe partea aceasta de horoscop. Să știi că acum nu mai pun, sunt zodia Leu. O, Leu, vaică! Leu, vaică, da. Dar acum, cât că 5, 6, 7 ani, să știi că puneam accent. Dar acum nu mai pun accent. Nu ți influențează ziua sau planeta, eu știu. Nu, chiar deloc. Nu? Și se zice că și soțul meu este tot leu. Okay. Și suntem doi oameni puternici, să zic așa. Și cum vă înțelegeți? Chiar că e foarte interesantă combinația aceasta, doi lei, da, o leoaică și un leu. Mă rog, acum 7 ani când ne-am cunoscut noi, ziceam, suntem doi lei, nu o să existe relația noastră și iată că... Dar cum aveți ascendentul? Contează și acest aspect foarte mult. Nu știu să știi. Nu știu. Chiar nu știu. Uite, ia să te documentezi. Păi, îți faci calculul la ce oră te-ai născut, cam așa se... Ok, da, nu, chiar nu, nu sunt cu lucrurile acestea. Uite, asta poate v-a ajutat pe amândoi să vă înțelegeți. Posibil, da. Hai că-s curioasă să vedem ce ne spune, dragii mei telespectatori și ghicitoarea noastră în stele, ci că vești... bune din afara granițelor, puteți primi chiar vești bune și de la prieteni, iar unii, dragii mei, se pot îndrăgosti și asta le poate schimba viața pentru următorii ani. Hai că stare curioasă pe partea asta cu îndrăgosteala, cine se îndrăgostește în această perioadă. Ascultăm horoscopul, dragii mei, și revenim imediat, cântăm, dansăm și, bineînțeles, discutăm cu invitata mea din această dimineață, Mădălina Popescu. Berbec. Acești nativi sunt sfătuiți să nu-și facă prea multe planuri pentru ziua de astăzi. Schimbările se produc atât de rapid încât va trebui să țineți pasul cu ele. Taur. Chiar dacă taurii au multe de rezolvat, ar trebui să-și facă loc în agenda zilei de azi și pentru distracție. Așa că ieșirile cu prietenii ar trebui să nu lipsească, mai ales în a doua parte a zilei. Gemeni. Nativii gemeni vor să investească bani pe zona de imagine. Vă puteți reînnoi garderoba, puteți opta pentru o tunsoare nouă sau să alegeți un stil de viață mai sănătos care vă poate aduce beneficii pe termen lung. Rac. Acestor nativi le stă capul doar la vacanțe. Aveți un plan în minte și veți găsi o cale prin care să îl puneți în aplicare. În plus, veți oferi ajutor moral sau financiar unor persoane apropiate. Leu. Nativii lei privesc lumea prin alți ochi. O întâlnire cu o persoană vă poate surprinde plăcut, iar aceasta vă poate inspira și da sfaturi utile în ceea ce privește locul vostru de muncă. Fecioară.
Nativii Fecioară vor câștiga respect în fața celorlalți datorită modului de a gestiona situațiile conflictuale. Mai mult de atât, astrele vă susțin și la capitolul dragoste. Balanță. Puterea de concentrare a balanțelor este foarte ridicată. Veți reuși să duceți la bun sfârșit tot ce vă propuneți, atât la locul de muncă, cât și în relația de cuplu, iar rezultatele implicării voastre vor începe să se vadă. Scorpion. Acești nativi sunt curioși și vor să studieze un nou domeniu. Exprimați-vă ideile, chiar dacă părerea celor din jur nu corespunde cu a voastră. Fiți mai încrezători în forțele proprii, vă sfătuiesc astrele. Săgetător. Casa și familia sunt cele mai importante pentru nativii săgetători. Tocmai de aceea veți cumpăra piese de mobilier sau electrocasnice. În orice caz, veți cheltui mai mult decât de obicei. Capricorn. Iubirea își spune cuvântul în rândul acestor nativi. Veți petrece momente de neuitat alături de partener. Este posibil să mergeți într-o mică escapadă în afara orașului. Vărsător. Acești nativi ar trebui să se axeze pe sănătate. Nu ar strica să vă faceți câteva analize de rutină. Acordați mai multă atenție imunității. Vă sfătuiesc astrele. Pești. Nativii pești sunt cei mai creativi, dar și cei mai visători. Aveți multe idei ingenioase, dar până nu le puneți în practică, vor rămâne la stadiul de idei. Așa că fiți mai hotărâți! Și am aflat vibrația zilei, dragii mei telespectatori, iar ție, Mădălina, ai văzut, ți-a spus că vei primi sfaturi la locul de muncă. Da. Sper că am auzit bine, că am dat cam pe sfârșit pe telefon și n-am auzit prea bine. Însă sunt curioasă să ne povestești acum, draga mea, unde ați petrecut voi luna de miere? O să fii surprinsă unde am petrecut luna de miere. Chiar sunt tare curioasă, ia spune-mi, Mădălina. Acasă. Serios, n-ați plecat nicăieri? Momentan nu. Ce poză frumoasă, wow, superbă. Da, aceasta este chiar din ziua anunții, am apucat să facem și noi. Ce roche frumoasă ai avut. Îți mulțumesc. Ce frumoși sunteți, chiar frumoși. Da. M-am emoționat eu uitându-mă la aceste imagini foarte frumoase. Îți mulțumesc. Unde ați făcut? Acolo în zona voastră? În Vaiden? Nu, am făcut aici la Râmnicu Vâlcea. Da? Da. Am înțeles. Da. Și n-ați plecat nicăieri. Ce a zis? Suntem prea obosiți, avem cântări sau de ce? Exact, eram sigură. Nu mi-a permis timpul. Okay. Și am spus, dacă tot o să mergem în luna de miere, am zis, hai să fie puțin mai mult. Okay. Și am zis, momentan nu dispunem de timp. Am avut foarte, foarte multe evenimente la care trebuia să mergem. Eu cu munca și am zis, lasă că o să ne programăm luna de miere pentru la anul, poate. Am înțeles. Uite, sunt curioasă, de cât timp sunteți împreună și cum v-ați cunoscut? Și mai ales, cum te-a cerut în căsătorie? Suntem de 7 ani împreună. Oho, da, nu țin minte. Aproape 7. Sper. Să țin minte. Uai, ce buchet frumos. Îți mulțumesc. Și noi ne știm din liceu. Am fost colegi de liceu. Okay. În clasa 9. Și apoi în anul întâi de facultate, la final. Ne-a prins așa, nu știu. Ați prins dragul unul de altul. Da. Noi ne mai întâlneam la evenimente private. Okay. Și cântam împreună. Și a fost așa. Nici nu știu cum a început totul. Dar cum te-a cerut în căsătorie? Știai? Înainte de ziua mea, nu, în 2019. Ok. Da, înainte de ziua mea. A doua zi, pe 8 august, fix de ziua mea, eram naș de cununie civilă. Și seara... Dai voie să fii naș de... De cununie civilă, da. Da? Dacă nu suntem căsătoriți. Da. Serios? Da. Păi am fost doar martori, practic, la martor, da. La primărie și apoi la petrecere. Ok. Și seara, pe 7 august, la ora 12, da, el mi-a spus că se duce cu un prieten la Sibiu să vadă o mașină. Bineînțeles, eu nervoasă pe el, am zis, tocmai de ziua mea. Suntem mâine și nași, este și ziua mea, tu stai plecat. Toată ziua a fost plecat, bineînțeles, toată ziua era la prietenul respectiv. Ca să pună la cale, surpriza. Da. Și a venit acasă și, în primul rând, a venit Andrei, așa, prietenul nostru, și mi-a zis că, mă, dar unde e David? Și zic eu, păi cum, nu a făcut timp la Sibiu? Și zis, nu. Mi s-a părut ceva puțin ciudat, am zis, măi, nu face lucrul ăsta mie. Și apoi, când să-l sun, nu avea semnal. Okay. Și a
apare cu un buchet de trandafiri. Și s-a pus în genunchi și te-a cerut? Nu, și apoi, el inițial a venit doar cu florile pentru ziua mea, probabil. Okay. Și apoi când m-am întors eu puțin, nu știu cum, s-a așezat și în genunchi. Păi era clar organizată și această treabă. N-avea cum trea inelul? Cum... Inelul era cumva luat de 3 luni. Deci da? Atâta. Îi trebuia decât curajul, da. Nu? Și ziua asta. Sau ziua mea. Să vină ziua mea. Da. Aha, mă înțeles. Da. Mă, de ea spunem, pentru că tot este luna iubirii și trăiești aceste frumoase momente din viața ta. Ce reprezintă pentru tine iubirea? Totul. Ok. Chiar este frumoasă iubirea și dacă o ai și alături de un om potrivit, este și mai frumoasă. Bineînțeles, nu poate să fie totul roz, okay. Dar pe ansamblu trebuie să fie bine. Dacă vă supărați așa, cine ține mai mult orgoliu și eu, cum vă împăcați? Eu țin. Tu ții orgoliu? Da, da. Ești mai orgolioasă? Da, sunt mai orgolioasă și țin cumva supărarea mai mult. El imediat, deci lui chiar imediat îi trece. Da? Da, ne-am certat 5 minute, 10 minute, e nervos și așa. Ce? Și apoi îi trece. Eu țin, pot să țin și 2 zile supărarea. Serios? Da, nu cred. Da, sunt foarte supărăcioasă. Dar cu timp, adică cu trecerea anilor, am învățat că nu este ok. Da. Și am început să mai lași de la tine, și nu? Eu, da, și să mai las de la mine. Chiar am început. Da, aveți așa mai mult discuții pe partea personală sau profesională? Că n-a văzut dacă lucrați și împreună. Să știi că sunt discuții pe ambele părți. Că așa e în viață, dar contează că știm să ni le rezolvăm, știm să discutăm și să ajungem la un numitor comun. Pe când un bebe. Sincer, eu cred că ești nu știu câta persoană care mă întreabă. Păi normal, așa este societatea, te împinge să te măriți după ce te-ai măritat când faceți un bebe. Când de asta. Dumnezeu. Ce frumos ai spus, așa este. De multe ori nu sunt de acord cu astfel de întrebări, pentru că fiecare știe ce are de făcut și atunci devine puțin incomod. Poate acele persoane nu își doresc un copil sau pur și simplu nu se căsătoresc că nu și-au întâlnit jumătatea și atunci este o întrebare, uneori devine incomodă, ca să zic, zic așa. Da. Unde veți petrece de dragobete? Veți cânta sau... Nici nu știu când este dragobetele, dar... În 24, după vineri, acum. Așa, vineri, asta voiam să știu ziua. Vineri, momentan, nu avem eveniment, avem sâmbătă un eveniment, dar probabil o să petrecem acasă. Nu am petrecut pe 14 Valentine's Day și probabil el o să-mi aducă flori de dragobete. Este pe românești așa. De obicei faci cadouri sau aștepți doar să primești? Nu, fac și cadouri. Faci și cadouri? Da. Deci nu ești egoistă. Nu, chiar nu. Am înțeles. Vreau să ne spui cu ce noutăți muzicale ai venit pe la noi în această dimineață. Să știi că m-am pus foarte bine, de fapt ne-am pus foarte bine pe treabă și dacă telespectatorii noștri o să caute pe canalul meu de YouTube, Mădălina Popescu Oficial, o să vadă că am recent lansat un colaj live de brâuri care, uite, spre uimirea mea a prins foarte bine. Da? Și muncim foarte mult la lucrul acesta. Iar săptămâna viitoare, pe 1 martie, nu am anunțat, este pentru prima dată când anunț aici la tine, o să lansez tot pe canalul meu de YouTube un nou videoclip pe care l-am făcut în octombrie. Da, în octombrie l-am filmat acolo la mine la Vaideni. Și a ieșit ceva foarte, foarte frumos. Abia aștept să-l lansez și să-l vadă și telespectatorii. Extraordinar, o să te aștept și cu acel videoclip în viitor. În prima fază vreau să te ascultăm acum cu primul tău videoclip muzical. Sigur. Pentru că în această dimineață ne vei încânta cu 2 videoclipuri și o piesă. Și pe cei de acasă vreau să-i invit la dans. Vom dansa și noi, chiar dacă este videoclipul muzical. Așa că, dragii mei, haideți să urmărim primul videoclip muzical din partea Mădălinei Popescu. Da.
să dor, dor, dorule, mi-o floritor un portiț, să dor, dorule. Și de atâtea gânduri multe, dor, dor, dorule, se scutură tiul curte, dor, dorule. Și de atâtea gânduri multe, dor, dor, dorule, se scutură tiul curte, dor, dorule. Aduci vara-n grădină, dor, dor, dorule, și la mine, la inimă, dor, doruțule. Mână batea turma lotru, dor, dor, dorule, îi pleca, dar nu cu totul, dor, doruțule. Să stea la mine în brață, dor, dor, dorule, când se face dimineață, dor, doruțule. Măi, dorule, măi, că tare mi-e dor și mie de cineva când aud piesa asta. Uite, să vorbesc în rime, măi, Mădălina. Felicitări! Mulțumesc! Pentru cei de acasă, să informăm că cel băiatul de la Vioară este soțul tău. Da, da, și da. Pe care pe această cale îl salutăm și pe el și toată familia ta. Sigur. Draga mea, uite, am primit foarte, foarte multe mesaje în această dimineață. Toată lumea s-a trezit și asta mă bucură tare mult. Voi citi câteva dintre ele și cu acest prilej, cum să zic, să nu uitați că mâine anunțăm câștigătorii concursului nostru pentru Luna Îndrăgostiților și începem prin a citi în felul următor. Adrian Monafu, neața, o zi minunată tuturor, salutare Mădălina, o salut și pe distinsa invitată, multă baftă în tot ceea ce face. Ce pasiune are invitata, îi place sportul, te întreabă Adrian. Da, îmi place sportul. Vă mulțumesc mult pentru mesaj. Da, îmi place sportul. Mai ai și alte activități? Sincer, îmi place și cititul foarte, foarte mult. Ok, bun. Uite, am mai primit de la Lucian Constantin Cărămidă, neața bună. Claudiu Sândulescu, bună dimineața, să aveți parte de o zi superbă. Terezia Maria Banac, neața, o zi bună, vă doresc tuturor numai bine. Maria Florina Nicu, bună dimineața. De la Maria Ileana, doamna mea, bună dimineața, o zi minunată, fericită cu iubire. Maria Mitu, bună dimineața frumoaselor, salutări invitatei, mult succes în continuare, vă îmbrățișez cu mult drag. Daniel Țărlea, bună dimineața, o zi frumoasă. Adela Ciobanu, bună dimineața, zi frumoasă. De la doamna Viorica Păunescu, bună dimineața, Mădălina, floare frumoasă pe ecran, ești cea mai voioasă, îți urez să ai o zi cu soare, fără nori și fără ploaie. Casă de piatră frumoasei Mădălina Popescu.
normal era Mădălinei Popescu. Bună dimineața, Mădălina, și bună dimineața la toți telespectatorii. O zi frumoasă să aveți cu toții, de la Florin Dogaru am primit acest mesaj. Un telespectator ce m-am întâlnit într-un supermarket și ce bucurie am avut, Mădălina, să văd că m-a oprit și mi-a spus că se uită la noi în fiecare dimineață. Și de la doamna Maria Ancuța, bună dimineață, floarea iubirii, mulțumim pentru toate surprizele muzicale care ne mângâie sufletul, sunteți bucuria zilei, vă îmbrățișez cu mult drag. Și de la Mari Buhulete, bună dimineața ție, dar și invitatei tale, și cât mai multe emisiuni frumoase, plus de la doamna Mariana Măcarin, ce îmi trimite mesaje în privat. Le mulțumim din suflet tuturor. Și eu îi rog pe toți telespectatorii care ne-au scris mesaje și care ne urmăresc acum să intre pe pagina mea de Facebook, da, la Mădălina Popescu, și să-mi dea acolo un like și o urmărire. Și chiar și pe YouTube, și că pe ești YouTube, foarte urmărită. Da. Și pe Instagram, TikTok. Draga mea, ești pregătită de noul sezon de nunți și de evenimente? Sunt pregătită. Da. Mai faceți față? Nu știu, mai faceți față? Ce faci când, nu știu, când îți este greu la evenimente? Cum faci față? Știi cum e, atunci când ți-e greu, mai poți puțin. Da, cum... era o vorbă, dacă era nu mai poți, când mai poți, mai poți puțin. Puțin. Pe mine această vorbă m-a ajutat foarte mult în America să mă ridice așa nivelul, starea de spirit și energia pozitivă. Asta pentru că era destul de dificil. Și atunci când nu mai puteam, ziceam așa, când nu mai poți, mai poți puțin. Exact. În fiecare dimineață îmi spuneam vorba asta, să știi că m-a ajutat tare mult. Da. Aveți parte de multe evenimente sezonul acesta? Mulțumim lui Dumnezeu, chiar avem foarte multe evenimente și lucrul acesta ne bucură, îți dai seama. Și nu simțim oboseala, îți dai seama, de fiecare dată când mergem la un nou eveniment, trebuie să dăm tot ce este mai bun ca să fie așa cum trebuie. Da, să bucurați oamenii, mai ales că... Da. Exact. Cu cine vorbești cel mai des, așa, mai mă, de la telefon în fiecare zi, și ce cuvânt îl spui cel mai des? Uite, mi-ai pus o întrebare care mi-a dat de gândit. Cu mama vorbesc, vorbesc foarte des. Bine, pe lângă soț, cu ea vorbesc. Și un cuvânt, nu știu ce să zic. Ai grijă de tine, îți mulțumesc. Frumos. Adică cred că acestea sunt cuvintele pe care ar trebui să le spunem de fiecare dată. Nu știu, dacă ai schimba așa un lucru în lume, care ar fi acela? Ce ai schimba în lume așa să fie mai bine? A schimba răutatea oamenilor. Of. Da, să fii mai bun. Asta este cel mai important. Mm? Să fii mai bun. Simți în acest domeniu acest sentiment? Da. Da, dar să știi că nu mă afectează lucrul acesta. Eu îmi văd de drumul meu, pentru că fiecare artist, fiecare om are locul lui sub soare. Da, și până la urmă este un loc drumul... pentru toată lumea. Exact, exact. Și de ce să intre invidia? Nu. Este cel mai ok așa. Eu îmi văd de drumul meu, nu sunt invidioasă pe absolut nimeni. Apreciez pe toți cei care muncesc și toți cei care sunt în acest domeniu, pentru că știu ce înseamnă, și sunt foarte bucuroasă că suntem o grămadă de artiști. Apropo de partea aceasta de latură, știu că ești și profesoară, sau greșesc? Da, sunt și profesoară de educație muzicală, exact. Da, la școala gimnazială Anton Pan, la numărul 13 și la Colonie. Cum ți se par copilașii când au această materie de muzică? Sunt foarte drăgălași. Bine, unii dintre ei mai am și... Năzdrăvani, să zic așa, da. Dar sunt bucuroasă că ei iubesc această materie și iubesc cumva muzica. Okay. Și mă face să mă bucur de acest lucru. Și de anul acesta sunt și profesoară de canto în cadrul Școlii Populare de Arte. Ia uite ce frumos! Da. Secțiunea canto popular. Da. Am înțeles. Da. Nu pian, nu altceva. Nu, canto popular. Iar al tău, nu cu vioara, nu predă și el? Profesor era de sigură. Vioară. Da. Era sigură, da. Foarte frumos, acolo am terminat și eu la Liceul de Artă. La Școala Populară. Am înțeles, eu zic pe de mine. Okay, da. Și mi-a plăcut tare mult că eu am făcut canto, dar am făcut canto... pe muzică ușoară. Da.
Bun, Mădă, vreau să ne spui, ești așa, te consideri o persoană religioasă sau spirituală? Sunt o persoană religioasă, credincioasă, să zic. Dar bine, nu pot să spun că merg foarte des la biserică, pentru că duminica avem sunt cu evenimentele și dar merg în timpul săptămânii când am timp, dar Dumnezeu este în sufletul meu mereu și credința mea este în suflet. Ce experiment, nu știu, ce evenimente sau experiențe din trecutul tău te-au făcut să simți că trăiești cu adevărat? Toate lucrurile frumoase care mi s-au întâmplat. Nu e ceva anume, uite, nu. De exemplu, când ai avut un spectacol sau... Nu, toate au avut un rol aparte pentru mine și le-am pus acolo de bun augur. Am înțeles. Din piesele pe care tu le ai, videoclipurile, care este piesa ta de suflet, Mădălina? Următoarea piesă pe care o interpretez, în parte Doamne Dorul se numește. Este videoclipul? Este și videoclip, da. Ok. Chiar este una dintre preferatele mele și piesa pe care o să o lansez săptămâna viitoare. Bun, perfect, Mădă. Păi dacă tot mi-ai ridicat mingea la fileu, haide să le arătăm celor de acasă, să le arătăm și piesa, dar și videoclipul, să vadă ce iubești și îndrăgești cel mai mult. Sigur. Așa că o ascultăm pe Mădălina Popescu și revenim imediat, dragii mei. Cine-i bun sufletul, la 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 la, și împarte dragostea, la 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 la, cui bună inima, la 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 la, și împarte dragostea, la 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 la, cui bună inima, la 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 la. Și dă soare luminos, la 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 la, dragoste la om frumos, la 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 la, și la omul necăjit, la 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 la, să mai uite de urât, la 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 la, și la omul necăjit, la 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 la, să mai uite de urât, la 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 la. Și mai fă, Doamne, lumină, la 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 la, la cine-i noapte în inimă, la 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 la, și pune soare și flori, la 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 la, pe-ale inimii cărări, la 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 la, și pune soare și flori, la 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 la, pe-ale inimii cărări, la 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 la. La 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 la, tare frumos mai trăiește, la 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 la, și nicio grijă nu duce, la 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 la, numai adorului cruce, la 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 la, crucea nu e greu de dus, la 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 la, dacă dorul ți-i ascuns, la 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 la. Mamă, ce piesă, Mădălina, m-a atins la suflet, aș putea spune. Te felicit, draga mea. Mulțumesc. Unde a fost realizat acest video? La
videoclip. La Vâlcea? La Muzeul Satului? Da, foarte exact. Frumos. Uite, ne mai salută și domnul Dănuț Costin. Bună dimineața, o zi frumoasă să aveți. Le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au trimis mesaje într-un număr destul de mare. Și vreau să-mi spui, draga mea, ce targeturi aveți pentru noul an? Să avem cât mai multe evenimente frumoase. Asta vă doriți? Da. Dar crezi că mai poți face față? Că eu mi-au cam minte când prezint spectacole, că zic, Doamne, dar nu mai pot. Într-un fel este bine că lămâni pe Dumnezeu, știi cum e, îți dă, dar după aia zici, aolo, nu mai pot, exact, nu trebuie să zici așa. Dar câteodată zic, dar nu mai pot. Dom'le, ție energia asta mă dă. Sincer, nici eu nu știu. Chiar nu știu nici eu. Probabil faptul că îmi place ceea ce fac. Ok. Asta, pe premisa aceasta merg. Dacă îmi place ceea ce fac, nu trebuie să mă vait niciodată. Așa este, foarte, foarte bine zis. Ceartă-mă că eu mai fac această greșeală. Bine, trebuie să recunosc că mă mai plâng și eu câteodată, dar îmi trece imediat. Când văd lumea că se distrează și este foarte bine la eveniment, da, se petrece, mă face fericită. Da, asta este fapt bucuria. Și îmi trece toată oboseala. Deci aceasta este bucuria fiecărui artist în parte atunci când oamenii se simt bine și dansează la evenimente. Exact, da. Draga mea, am mai primit încă un mesaj de la Lucian și Simona Dănuleț. Da, cunosc, da, cum să bună nu? Dimineața, doamna Mădălina, vă dorim o zi minunată, atât dumneavoastră cât și întregii echipe. Ștefania vă salută. Da, Ștefania este, și eu o salut pe Ștefania și pe întreaga ei familie. Este eleva mea la canto. Da? Da. Ia uite ce frumos. O fată foarte talentată. De asemenea și pe Ion Oprea și pe Nicoleta Stoian, pe toți cei de acolo din zona Călimănești, îi salut cu mare drag. Mai pe cineva să saluți, draga mea, acum la sfârșit de ediție? Îmi salut toată familia. Da. Și pe toți telespectatori. Foarte frumos. Draga mea, te invit alături de mine. Sigur. Pentru că am ajuns la final și nu putem încheia această ediție matinală fără karmă, fără citat. Da. Ce ai pățit, măi, Laurențiu, să-mi salut și o echipa de spirituși prezenți în această dimineață pe Laurențiu Popa de acolo de la butoane, cam tușește să-mi închizi ușa data viitoare, ca să-ți vorbesc și în rime. Ai răcit, da? Și pe Miță Marinescu îl salut și pe el cu mare drag din spatele camerelor de filmat. Ia uite, măi, Miță, cu rimă. Bună dimineața, soare! Hai să vedem ce zice citatul. Secretul geniului este transferul spiritului copilăriei în maturitate. Oh, Doamne, chiar adevărat așa este, pentru că atunci când suntem copii nu știm decât să ne bucurăm de clipă și de moment și să fim tot timpul fericiți. Când ajungem la maturitate, parcă le ducem mai greu pe toate și le resimțim mai profund așa problemele și greutățile. Dar nu avem noi așa greutăți foarte mari, zic eu. Nu? Trebuie. Chiar dacă avem, trebuie să trecem. Așa este. Draga mea, mii de mulțumiri pentru mulțumesc că ai venit în această dimineață. Drag și îți mulțumesc de invitație și sper să vin cât mai des la tine. Doamne ajută! Cum îmi permite timpul. Doamne ajută și le așteptăm data viitoare și pe al tău. Să prinzi curaj că nu-ți fac, uite, absolut nimic. Mădălina se descurcă de minune și tu o vei face la fel. Pentru că sunteți, în primul rând, o echipă, nu? Exact. Înainte de a fi doi îndrăgostiți frumoși, casă de piatră și vă doresc tot binele din lume. Mulțumim! Și mult succes în cariera voastră! Mulțumim! Draga mea, uite că am ajuns la final și ai venit și cu o piesă muzicală. Despre ce este vorba? Să fii cioban nu-i ușor. Oh, chiar nu-i ușor, dar frumos. Exact, frumos, da. E frumos că te duci acolo pe munte cu oițele și ce e greu să te bați cu animalele sălbatice. Avem și noi animalele noastre, dar le facem față mai cu brio celor sălbatice, zic eu. Exact. Bun, dragii mei matinali, Mădălina Mitu pentru dumneavoastră în această ediție matinală. Vă dau o întâlnire și mâine dimineață de la 7:15. Alături de noi va fi Alexandru Marinca, ce vom discuta și vom dezbate un subiect tare interesant de psihologie, de dragoste, de dezvoltare personală, de cuplu, pentru că suntem în luna iubirii. Vine Alexandru să ne dea sfaturi foarte înțelepte, așa că stați cu ochii pe noi și mâine dimineață anunțăm concurenții, de fapt fericiții câștigători, concurenții cei au câștigat cele trei premii.
Și încă o dată mii de mulțumiri pentru cei de la Fashion for You, pentru că mi-au asigurat ținuta din această dimineață. Acum, în atenția dumneavoastră, Mădălina Popescu cu ultima piesă. Toate cele bune, vă pupăm, la revedere! La revedere! Ciobanul ușor în inima munților, singurul și plin de dor după gura mândrelor. Să fii ciobanul ușor în inima munților, singurul și plin de dor după gura mândrelor. Că la stână nu-i domnie, dar numai ciobanul știe câte ploi și vânturi bat până se-ntoarce în sat, măi. Că la stână nu-i domnie, dar numai ciobanul știe câte ploi și vânturi bat până se-ntoarce în sat, măi. Sloboadă oile strungă tot câte un nas mulgă și le scoate la păscut unde lupul n-o trecut. Sloboadă oile strungă tot câte un nas mulgă și le scoate la păscut unde lupul n-o trecut. Că la stână nu-i domnie, dar numai ciobanul știe câte ploi și vânturi bat până se-ntoarce în sat, mă. Că la stână nu-i domnie, dar numai ciobanul știe câte ploi și vânturi bat până se-ntoarce în sat, mă. Fulgeră și tună, ori e cer de vreme bună, n-au ciobanii sărbătoare numai la vinerea mare. Ori de fulgeră și tună, ori e cer de vreme bună, n-au ciobanii sărbătoare numai la vinerea mare. Că la stână nu-i domnie, dar numai ciobanul știe câte ploi și vânturi bat până se-ntoarce în sat, mă. Dar știi, mândrele, ce trai, duc ciobanii sus pe plai, mă. S-ar duce ca să-i ajute dacă vor să se mărite.